see. I drew a smile on my face to paper over me. But walls heal and tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Here we go. Claudia Popina este numele meu, am 28 de ani și sunt din București. Bine ai venit la Vocea României! Bine v-am găsit și vă mulțumesc că v-ați întors. N-aveam cum să nu mă întorc. Ai mai cântat, Claudia? Da, cânt. Cânti? Da. Unde cânti? Cânt într-o trupă. Știu că nu ești de acord cu cover-urile, dar... Stai. L-am luat tare. Atenție, nu sunt de acord numai cu cover-urile. Adică, good, cred că sunt o etapă foarte bună în viața oricărui om, fie pentru a câștiga o pâine, fie pentru a se perfecționa profesional, a se distra, pentru că cover-urile te învață multe lucruri bune. Dar în mesajul meu din ediția aia care a devenit viral și care a revoluționat industria cover-urilor din România, am vrut să spun atâta. Nu sunt de acord doar cu cover-uri. Pentru că Rolling Stones a început cântând cover-uri. Să nu uităm. Revenind, eu m-am întors pentru faptul că mi se pare că ai o voce foarte Cher-like. Vocea lui Cher s-a demonstrat că se poate plimba foarte ușor între pop și rock și diverse alte zone mai mellow, așa, și cred că aș putea să fac ceva interesant cu tine în echipa mea. Super! Mi-mi plac vocile puternice și la astea mă întorc. Și m-ai convins, mi-a plăcut maxim. Eu sper să mă alegi pe mine și nu pe domnul Chirilă. Pentru că simt că pot să fac mai multe pentru tine. Pentru vocea ta frumoasă. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc. Așa simt. Chiar dacă este un antrenor foarte bun. Mulțumesc, am văzut asta, am urmărit. Dar eu de asta am venit aici, să dovedesc că sunt mai bună ca el. Asta mi-a plăcut. Dacă mi-era frică, nu veneam, așa că am venit. Să știi că e o vorbă, un antrenor are valoarea ultimului lui rezultat. Deci nu mai bună decât mine trebuie să demonstrez că ești, ci mai bună decât băiatul ăla din colț. Bună! Eu vorbeam cu tine pentru că tu te-ai întors. Dar dacă e musai să mă întorc spre domnul Smiley... Am venit aici pentru ca să spun că sunt mai bună decât tine. Asta mi-a plăcut! Da. Mi-e foarte greu. Chiar nu m-am pus în postaza asta, nu m-am gândit. Am zis, hai să văd la fața locului, vă admir pe amândoi. Și Andra, o voce, Tudor, deja nu mai avem ce să comentăm vis-a-vis de tot ce ai făcut. Și mi-e greu să decid și să aleg, trebuie să recunosc. Mai departe, mi-ar plăcea să merg în echipa... Chiar e greu, pe cuvânt. Yeah.
O să merg mai departe cu Andra. Yeah! Așa te vreau! Așa te vreau! Mersi că ai venit! Abia aștept să lucrăm! Ma, te pup! Eu îți mulțumesc! A meritat toată bătălia asta pentru vocea ei. Mă duce cu gândul la Cher, la Shakira, la voci pline care îmbracă. De la o etapă la alta, ea poate să vină și să arate, uite, pot să cânt și asta, pot și asta, e foarte versatilă.